continuate de-a lungul istoriei, 1583-1593 și altele, care au condamnat schimbarea prăznuirii Paștilor și schimbarea calendarului bisericesc. Sinodul Bisericii Ortodoxe Române, la sfârșitul secolului XIX, a zis că schimbarea calendarului este greșită. Sfântul Calinic de la Cernica, când s-a pus în sinod problema schimbării calendarului, Sfântul Calinic a zis: eu cu cei fără de lege nu mă voi socoti. Împotriva schimbării calendarului au protestat părinți cu viață sfântă din toată lumea ortodoxă. Din păcate, în România există foarte multă dezinformare. La nicio facultate de teologie din România nu se spune că Biserica Ortodoxă Rusă a schimbat calendarul. Între pe preoții care sunt în sală, ați auzit o singură dată la facultate că rușii au schimbat calendarul? Ați auzit sau nu ați auzit? Nu, domnule, n-am auzit. Cum să se întâmple așa ceva? De ce? Pentru că cine predă la facultate minte. Pentru că dacă nu mințea, spunea istoric cum au stat lucrurile. După congresul din 1923, Patriarhul Tihon a schimbat calendarul bisericesc în Rusia. Toți părinții cu viață sfântă au protestat. Sfântul Cucșa al Odesei, poate ați auzit de făcătorul de minune, a zis: ăsta e calendarul Antichristului, nu-l primim. Toți părinții cu viață sfântă, toți l-au respins. Ați auzit de Mănăstirea Valaam? Toți părinții din Mănăstirea Valaam cu viață sfântă au fost dați afară de mănăstire, exilați. Există și în limba română tipărit despre cuviosul Mihai de la Valaam, dar nu se spune de ce a fost dat afară din mănăstire. A fost dat afară pentru că el, ca toți părinții cu viață sfântă, au zis: noi nu vom primi calendarul. Și Patriarhul Tihon, văzând că toată Rusia s-a opus, a zis, s-a pocăit și a zis: am schimbat calendarul pus de puterea comunistă, Rusia, înapoi pe stil vechi. Și de asta e considerat sfânt Patriarhul Tihon, pentru că i-a dat anatele pe comuniști, pe bolșevici, și doi, pentru că a avut curajul să-și recunoască greșeala și să întoarcă Rusia la calendarul vechi. Se poate vorbi mult despre problema calendarului, însă nu vreau să vă zăpăcesc. Oamenii în România vor să se lămurească, dar nu prea au materiale. Citesc numai ce a zis Părintele Clopa sau Părintele Gutare, fără să vadă ce au învățat Sfântul Ioan Maximovici, Părintele Serafimulos, Părintele Filoteri Zevacos, Sfântul Cucșa, toți sfinții din Rusia, toți sfinții din Ucraina. Dar dacă vă duceți în pelerinaj în Rusia, sau dacă vă duceți în pelerinaj în Ucraina, o să vedeți ce învață părinților cu viață sfântă. Și vă veți lămuri în măsura în care vreți să vă lămuriți. Eu nu vreau să vă duc într-o direcție sau alta. Spun doar că Dumnezeu, pe cine vrea să se lămurească, pe cine vrea să caute istoric cum stau lucrurile, se va lămuri. Pentru că la sinodul la care s-a schimbat calendarul, ce s-a stabilit? Căsătoria a doua preoților, s-a stabilit scorterea posturilor, numai înnoiri. S-au recunoscut hirotoniile anglicane. Păi stați puțin, dacă e așa, înseamnă că sinodul ăla nu putea fi de la Dumnezeu. O să vedeți că Patriarhul Ierusalimului a zis: blestemat să fie cine schimbă calendarul. Patriarhia Ierusalimului n-a vrut să trimită reprezentanți. Din pentarhie, din cele 5 patriarhii vechi, Roma fiind în rătăcire, din cele 4 patriarhii, doar Constantinopolul a participat la ședința de schimbare a calendarului. Ceilalți nu. Numai că asta fiind o problemă teologică greu de lămurit, vă spun atât. Încercați să nu judecați lucrurile superficial. Zice Părintele Cleopa într-o carte: Biserica Serbiei a schimbat calendarul. Dă lista cu bisericile care au schimbat și în lista apare Biserica Serbiei. Și mulți oameni din popor cu care am vorbit: băi, dacă a zis Părintele Cleopa că Biserica Serbiei a schimbat calendarul, înseamnă că așa e. Zic: mă, da, întreabă un sârb. Păi, mie nu trebuie să întreb pe nimeni, eu știu ce a zis Părintele Cleopa. Păi întreabă un sârb și vezi ce zice. Biserica Serbiei ține calendarul vechi. Deci dacă Părintele Cleopa a adus ca argumente pentru schimbarea calendarului că Serbia a schimbat calendarul, o să vă lămuriți că cel puțin argumentul respectiv nu stă în picioare. Când Părintele Cleopa zice toate bisericile ortodoxe au participat la adunarea din 1923, o să vedeți referatele bisericilor care n-au vrut să trimită reprezentanți și au zis: aceasta este o adunare apostată. Noi nu vrem să trimitem pe nimeni. Și de asta au rămas pe calendarul vechi până în zilele noastre. Ultima întrebare, de fapt sunt două pe aceeași temă, despre convertirea mea. Una, povestiți-ne, vă rugăm, despre convertirea dumneavoastră și ce experiențe religioase ați avut.